Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop. Dragii mei din Zodia Fecioare sau cu ascendent în această zodie de pământ. Haideți să vedem repejor, repejor, cum este posibil să fie săptămâna 20-26 ianuarie 2020 pentru voi. Energie interesantă și chiar am observat acum, în afară de Arhanghelul Mihail, pentru voi a vrut să fie prezent și Arhanghelul Metatron. Și de câte ori apare Metatron, lucrurile sunt foarte profunde, intense. Acum am realizat lucrul ăsta. Ok, haideți să vedem ce este vorba. Prima carte pentru voi, pe primul rând, este Cinciul de Săbii. Dragii mei, urmată de Cartea Vinovăției și primul rând încheiat cu The Breath of Life, noi început, Cartea Noilor Începuturi întoarsă. Pe al doilea rând, dragii mei, avem Temperance, această carte a echilibrului, a balansului, a echilibrului, pardon, întoarsă, urmată de Cartea Lucidității întoarsă și ea, și al doilea rând încheiat cu, și anume, Cartea Pusnicului. Pe ultimul rând, dragii mei, pentru voi avem Treiul de Cupe întors, urmat de Cartea Schizofreniei, nu vă speriați, încheiat acest rând cu, și anume din nou, o carte a echilibrului întoarsă și ea. Ca și semnături energetice în această săptămână, pentru voi avem growth, creșterea, dragii mei, și o carte interesantă care spune past, present and future, trecut, prezent și viitor, ca și cum toate în această săptămână vin peste voi, se întâmplă ceva foarte interesant. Din punct de vedere al amorului, ghebos, mă scuzați, mă uit la ceas, trebuie să vină un pacient, o pacientă. Avem express your love, exprimă-ți sentimentele, dragostea, și mai avem și cartea care spune chemistry, și anume chimie între două persoane. E foarte interesant pentru că din partea oracului de energii au căzut două cărți și nu una pentru voi. Prima carte este cartea decepției și a doua broken heart, a inimii rănite, frânte. Auci. Iar mesajul de în partea îngerilor pentru voi vine de la Ariel și este un mesaj foarte puternic. De asta vă spun, dragii mei, că în această săptămână, pentru unii dintre voi, pentru că este o citire generală, este o energie destul de apăsătoare. De ce? Dar nu disperați, pentru că veți evolua din tot ce se va întâmpla în această săptămână. Ok, în această săptămână, pentru unii dintre voi, văd, dragii mei, că fie ieșiți dintr-o relație, dintr-un parteneriat, dar nu este orice parteneriat, este un fel de trio. O relație unde poate veți afla în această săptămână că nu ați fost doar doi, ci au fost trei. Mă doare sufletul să spun lucrul ăsta. O relație care pe voi v-a scos din echilibru sau în momentul în care veți afla niște lucruri, pentru că avem cinciul de săbii, măi amețeala, care vorbește despre lucruri. Nu, lucruri neadevărate, da, mă scuzați, o energie chiar foarte apăsătoare, da? Avem două cărți de echilibru întoarse. O să vă pierdeți cumva echilibru, dragii mei, cel puțin pentru moment în această săptămână. Nu disperați că este bine, credeți-mă. Poate cu această persoană voi vă gândeați că veți avea noi începuturi. V-ați gândit că veți începe o chestie faină. O chestie... Doamne, Dumnezeule, nici nu pot să vorbesc... Ați crezut că veți începe ceva nou, da? Iată, în această săptămână vă dați seama că nu e așa, deloc nu este așa. Dragii mei, observ că veți realiza în această săptămână că tot ce ați crezut, tot ce a fost, a fost de fapt o iluzie, pentru că avem cartea lucidității întoarsă. Nu ați văzut lucrurile așa cum erau. V-au fost lucruri ascunse și pe care probabil le veți afla în această săptămână. Ce nu vreau eu, pentru că avem această carte a vinovăției, da? Nu vreau să dea peste voi sentimentul de vinovăție, pentru că nu ați văzut lucrurile așa cum trebuie, dragii mei. Sunt tot felul de persoane care manipulează în cel mai grosolan mod, care ascund lucrurile voit. Nu este vina voastră că nu ați văzut acest lucru, nu este vina voastră pentru că nu ați știut. Universul vine și vă arată în această săptămână, dar nu vine să vă arate pentru a vă pedepsi, dragii mei. Vine să vă arate tocmai pentru a vă scoate dintr-o situație în care voi erați în această stare de scindare, de schizofrenie.
și vă face un mare serviciu, credeți-mă, pentru că avem, v-am spus, ca și semnătură energetică, avem cartea creșterii, da, growth, și această carte interesantă de past, present and future, trecut, prezent și viitor. Ceva se va întâmpla, veți crește, dar din păcate, să spun, da, veți crește prin suferință, cumva în această săptămână, dar veți renaște, dragii mei, din propria voastră cenușă, precum pasărea Phoenix. Cred că aveați nevoie de acest șut în fund, ca să-i spun așa, pentru a vedea lucrurile clar, pentru a vedea că nu sunteți în locul potrivit, dragii mei, pentru că avem și aceste două cărți care susțin tot ceea ce am spus aici, și anume decepția și inima rănită. Nu vă lăsați doborâți de ce e posibil să se întâmple. Nu zic că o să se întâmple exact ce spun eu. E posibil să fie, posibil să nu. Care este avantajul? Că e, dacă vă spun lucrurile astea înainte, puteți lua măsuri, puteți schimba cursul evenimentelor. Întotdeauna puteți schimba acest lucru schimbându-vă vibrația. Da? Nu picați în vinovăție, nu picați în alte treburi mentale acolo și în suferință. Nu, dragii mei. Este bine, da, și avem aceste... Poate este cineva, altcineva, care vă, nu știu, v-a plăcut, v-a făcut cu ochiul până acum și ați zis nu, că voi erați aici în povestea asta, care se dovedește a nu fi ceea ce trebuie să fie. E bine să mergeți să spuneți ceea ce simțiți în această săptămână. Lăsați trecutul să fie trecut. Trăiți în prezent, dragii mei, da? Conștientizați că ceea ce a fost nu a fost decât o lecție, învățați ce aveți de învățat de acolo, da? Și mergeți mai departe spre viitor și, repet, dacă este cineva, ups, dacă este cineva care în această perioadă, nu știu, v-a fost drag, a ieșit în evidență pentru voi, mergeți și exprimați-vă sentimentele, gândurile, pentru că se pare că există și o chimie acolo pe care voi probabil ați înnăbușit-o crezând în visul vostru, crezând în această relație, acest parteneriat care de fapt era cu trei roți la căruță. Uf, dragii mei, da, și cum am spus, Ariel vine cu un mesaj foarte important și spune așa, că noi experiențe spirituale și psihice vor schimba felul în care vedeți lumea și felul în care vă vedeți pe voi. Permiteți acestor daruri spirituale să se deschidă prin studiu, rugăciune sau, sau meditație. Mă scuzați, de asta spun că în această săptămână, dacă e să se întâmple ceea ce spun eu și se întâmplă ceea ce spun eu, doar dacă voi nu vă modificați vibrația în care sunteți în acest moment în care ascultați videoclipul, dacă o schimbați, atunci schimbați radical toată treaba asta și eu nu o să am dreptate. Dar dacă rămâneți pe aceeași vibrație, rămâneți pe aceleași idei, rămâneți în același context, probabilitatea să se întâmple, ia câtă este. Bun, dacă e să se întâmple, dragii mei, am o mare, mare, mare rugăminte la voi să nu vă pună cineva să vă simțiți vinovați sub nicio formă. Nu, așa au fost lucrurile, așa s-au întâmplat și nimic nu se întâmplă întâmplător. Totul se întâmplă cu un scop și scopul aici este ca voi să evoluați spiritual. Va trebui să o faceți prin aceste conștientizări, prin această rană, să zic, emoțională, dar peste care puteți trece foarte ușor în momentul în care o conștientizați. Nu lăsați corabia voastră să se sufunde în apele emoției sub nici o formă, dragii mei. Lăsați trecutul acolo unde este locul, luați doar lecția cu voi. Și aici este o chestie foarte importantă. În momentul în care luați lecția, aveți grijă că vă formați și niște definiții despre lume, despre relații, despre voi. Aveți grijă, dragii mei, ce definiții formați. Eventual scrieți-le pe o foaie și vedeți dacă vă folosesc într-un sens pozitiv în viitor. Dacă nu, vă rog eu frumos, schimbați-le, că dacă nu le schimbați, vă aștept la terapie. Să le schimbăm împreună. Dragii mei din Zodia Fecioare sau cu ascendent în această zodie, aceasta a fost citirea pentru voi pentru săptămâna 20-26 ianuarie 2020. Dacă v-a plăcut sau nu v-a plăcut, mai bine zic dacă ați rezonat sau nu, că asta este.
Aștept comenturile voastre în secțiunea de coment. Pentru citiri private, dragii mei, veți avea toate detaliile în descrierea acestui videoclip. Iar până data viitoare, când ne regăsim la Taroscop, dragii mei, vreau să știți că eu vă pup și vă iubesc.